sau de scaunul care te ajută să-ți menții echilibrul. Apropo de asta, știți că se poate recupera mirosul după COVID, în cazul în care ți l-ai pierdut? Hai să vorbim în general despre recuperare și să vedem un video cu Anita Florescu, fizioterapeut. Bună, Ana, ce faci? Bună, bine ai venit. Te așteptam. Ce mă bucur. Uite, știi ce mă gândeam? Pe lângă toate sechelele, dacă am putea să le spunem așa, post-COVID, pe lângă problemele respiratorii, oboseala musculară cronică, căderea părului, foarte mulți pacienți mi-au spus de pierderea mirosului. Acesta se mai poate recupera? Cercetătorii susțin că o ședință de 30 de secunde de a mirosi un anume miros pe o perioadă de 3 luni de zile, de 2 ori pe zi, spuneam 30 de secunde, ne ajută să reînvățăm creierul, acea zonă din creier care se ocupă de miros, să miroase. Și există aparate sau... Eu mă gândesc la o chestie foarte complicată. Asta e surpriza pe care ți-am pregătit-o. Uite, am pus în fața ta un gadget. Acest gadget este un aparat care te ajută să reduci mirosul. Putem să reînvățăm să mirosim. El are niște doze cu mirosuri diferite pe care le schimbăm în funcție de mirosul pe care vrem să reeducăm. Și dacă, de exemplu, eu am pierdut mirosul pentru vanilie, cam în cât timp aș putea să miros din nou preșturile mamei? Este greu de spus pentru că nu se știe cât din receptorii tăi de miros au fost afectați, nu se știe dacă ai pierdut complet mirosul, dar dacă spunem că, de exemplu, ți-ai pierdut parțial mirosul, ceea ce se întâmplă în afectarea post-COVID, cercetătorii spun că, în medie, în 3 luni de zile putem mirosi din nou esența de vanilie cu adevărat. Foarte drăguț, foarte interesant. Și ai putea să-mi spui așa un mic truc pe care pacienții ar putea să îl exerseze acasă, dacă ar putea să facă măcar un exercițiu de recuperare acasă, care ar fi acela? Eu învăț pe pacienții care au rămas cu o capacitate mai mică de efort, adică obosesc mai repede și mulți dintre noi după infecția cu COVID am rămas cu această oboseală. Eu îi învăț să se joace acasă folosind un sistem foarte simplu și anume un pahar, niște apă și un pai. Dacă vrei, facem un concurs și asta poate fi un concurs acasă cu copiii atunci când afară plouă și nu putem ieși în parc, am putea face acest lucru concurând cu copiii. Tehnica este că trebuie să introduci foarte mult aer în plămâni și să încerci cât poți de mult să faci baloane în apă, încercând să dai o cantitate cât mai mică de aer în afară, dar și să plungești cât mai mult procesul. Bun. Cine reușește să stea cât mai mult, câștigă. Începem? Începem, start! M-ai învins! A fost destul de greu, trebuie să recunosc. Da. Nu mă așteptam că, practic, tot procesul ăsta de prelungire a expirației să fie atât de complicat. Da, și vezi că la un moment dat chiar te simți obosit. Însă este foarte bun pentru că odată mărită capacitatea plămânilor de a primi aer, de a primi oxigen, crește și capacitatea țesuturilor de a recepta oxigen și atunci totul funcționează mai bine. A, uite, o altă problemă despre care mi-au spus pacienții a fost că post-COVID sunt foarte mulți care nu-și mai găsesc echilibru. Au vertigi indiferent de momentul zilei. Pentru asta putem face ceva? Cu ajutorul specialiștilor din Franța am reușit să aducem aici o platformă, o platformă foarte performantă, care ne ajută în tot acest demers în care ne ajutăm organismul să se adapteze la tulburările, la variațiile de echilibru. Vrei să ți-l arăt? Da, sunt foarte curioasă. Hai! Anita, ești sigură că ăsta este scaunul pentru combaterea vertigiului? Da, este, ți-a fost un pic frică, nu-i așa? Un pic. Nu este nicio problemă, este într-adevăr un scaun care prin mișcarea lui ne ajută organismul și mai ales ne ajută receptorii care se ocupă de echilibru să se adapteze la mișcarea respectivă. Și de ce a fost nevoie să port ochelarii aceștia? Știi, globii oculari, în momentul în care noi încercăm să ne găsim echilibru și să ne adaptăm la mișcare, globii oculari ne însoțesc în acest efort. Cu acești ochelari, care sunt super performanți și cu ajutorul unei aplicații pe laptop, reușim să vedem care este cauza pentru care tu ai acest vertij sau acest rău de mișcare și, de asemenea, ne dă informații despre cum anume putem să o vindecăm. Și pentru echilibru, pentru recuperarea echilibrului, ce putem face?
Pentru asta avem un alt gadget și mai interesant și mai cool. Avem o platformă, o platformă de echilibru care se ocupă de asemenea de adaptarea receptorilor de echilibru care sunt în urechea internă la modificările de poziție, dar și la modificările de luminozitate. Adică o să acolo e un fel de discotec. Putem să-l încercăm? Putem să-l încercăm. Dar înainte de asta mă mai învârți o dată, te rog. Sigur.